Poate cel mai important compozitor român modern s-a născut în 1927, în satul Arpășel, comuna Bater. Tiberiu Olah, sau Olah Tibor, dacă preferați topica maghiară, a compus unele dintre cele mai epice, mai atmosferice și mai complexe coloane sonore românești, dar cariera lui nu s-a redus doar la cinema. Grație originilor sale sănătoase, atât de apreciate de regimul comunist, a fost trimis la studii în Moscova. La conservatorul Piotr Iliș Tchaikovsky a învățat în special compoziția muzicii de film, cu maestri ca Alfred Schnittke sau Eduard Artemiev. Cu un an înaintea absolvirii, tânărul compozitor înregistrează primul său mare succes, primind Premiul Internațional de Compoziție la Festivalul Mondial al Tineretului din București. Urmează multe alte recompense, printre care Premiul George Enescu al Academiei Române și Premiul Internațional Kousevitzky al Criticii de Disc în 1967, acordat lucrării Coloana Infinită, prima piesă din ciclul Brâncuș. În 1954 devine asistentul lui Alfred Mendelssohn la Conservatorul Bucureștean, acolo unde a rămas un foarte apreciat profesor. Melomanii și-l amintesc ca autorul a peste 120 de lucrări, cuprinzând o varietate de genuri. Muzică simfonică, vocal simfonică, camerală, corală, muzică de film și de scenă, iar cinefilii ca autorul unor coloane sonore excepționale, precum Mihai Viteazul, Vlad Țepeș sau Nemuritorii. Muzica sa a fost prezentată în concerte și festivaluri pe scene din Europa și nu numai. La Berlin, Bonn, Varșovia, la New York, chiar și la faimosul Lincoln Center, Londra, Paris, Praga, Roma, practic peste tot unde contează. Lumea muzicală europeană a manifestat un interes deosebit pentru opera sa, iar el a continuat să se perfecționeze. A urmat cursuri de muzică electronică la München, iar între 1967 și 1969 a participat la celebra școală internațională de vară pentru muzică nouă de la Darmstadt. Așa cum scria și Horațiu Damian în istoria filmului, Tiberiu Olah nu poate fi redus doar la muzica de film. Trebuie să-i amintim componistica diversă. Cantate, oratorii, suite, e una solidă, venind dinspre epicul de inspirație realist-socialistă, dar care nu-și refuză plonjări în minimalism, dodecafonism, serialism și atonalism. Sunt compoziții destinate reprezentației, nu sertarului. Prin muzica sa accesibilă și în același timp complexă, cu teme de o mare frumusețe, între care se țes legături organice, Olah construiește o dramaturgie mai rafinată, mai subtilă decât cea a peliculei cinematografice, dar creând în același timp o lucrare de sine stătătoare, ce rezistă fără suportul imaginii. E de părere Olguța Lupu. Motive convingătoare să nu ratați următoarele concerte cu muzica maestrului. Am fost Virgil și ne revedem la următorul episod.